Vă salut, dragilor! Astăzi am făcut un pic curat așa prin bucătărie și am găsit pâine care e cam uscată. Aveți pâine uscată? Toți avem. Și m-am uitat pe rețetele Thermomix și am găsit o rețetă franceză care spune ragu de pen o tomate et onion. Da? Scuzați franceza. Adică, practic, o tocăniță de roșii cu pâine și ceapă. Sunt curios să văd cum iese. Dăm drumul la treabă. Punem un recipient pe capac și cântărim 350 de grame de pâine, ceea ce am făcut anterior. Pe urmă, 500 de grame de apă. Până se pună apă, eu o să folosesc zeama asta care s-a scurs de la roșiile pe care le voi folosi și voi completa cu apă. Deci, am luat tara. Ok. Și acum apă. Până la 500 de grame. Așa. Încă un pic. Farmacie. Înainte. Îl dăm la o parte și lăsăm pâinea să se moaie. Continuăm rețeta. Astfel și ne spun francezi. 90 de grame de ulei de măsline extra virgin. Luăm tara și punem 90 de grame de ulei. Așa. Opa. Mamă. Farmacist trebuie să mă fac. 90 de grame. Mergem mai departe. 150 de grame de ceapă. Și cântărim 150 de grame, 116, 148, 188. Las-o așa că e bună cu ceapă mai multă, știu. La noi, la Oltenia, așa se gătește, cu ceapă mai multă. 4 căței de usturoi. Mai departe. 100 de grame de roșii. Da? Am luat în conservă, roșii în conservă sunt și gustoase. Punem capacul, paharul de măsurare în orificiul capacului, 5 secunde la viteza 5, va toca ceapa roșie de cuptor. Deci mi-a tocat ceapa, lăsăm paharul de măsurare în capac. Următoarea operațiune, 5 minute la 120 de grade viteza 1, practic va începe să soteze ceapa, usturoiul și roșiile. Este aproape gata. Acum se răcorește puțin. O secundă și va cânta. Ne mergem mai departe. Mai departe însemnând să montăm fluturile în bol. Adică o operațiune foarte simplă. Se pune pe cap. Pe capac, doamne, pe cuțit, vezi? Foarte simplu. Se lucrează simplu cu Thermomix. Foarte, foarte simplu. Deci, am pus fluturile de mixare, mergem mai departe, punem pâinea care între timp s-a înmuiat. Așa. Ok. O linguriță de sare. O priză de piper. Punem capacul. Și acum se va găti 7 minute. La 100 de grade, viteza lingură, deci se va învârti cuțitul foarte lejer, ca și cum amestecat cu lingura, împreună cu fluturile de mixare. Cam asta se întâmplă în interiorul bolului. Uitați ce frumos mestecă fluturile de mixare, acționat de cuțit. Da? De-abia aștept să văd ce iese. Mai e foarte puțin.
Miroase foarte bine aici la mine în bucătărie. Putem. Îl desfacem. Și punem puțină verdeață. Uite ce aici. Și o să-l pun frumos în acest vas. Și pe urmă într-un bol. Asta este. Și acum să vedem ce am făcut. Așa un pic. Și încă un pic, că e pofta mare. Așa, punem un pic de patruncel. Luăm o furculiță, mersi Liana. Ia uitați. Tocăniță de pâine cu roșii, ceapă și usturoi. Da, chiar miroase grozav. E bun, nene. E bun, bun. Aveți ceapă uscată? V-am arătat ce să faceți. Pentru seara asta atât, dragilor. Vă pup, numai bine, fiți buni și fiți nebuni. Pa!